Mă întreabă lumea cum stau eu cu audiența la podcastul ăsta de noapte. Eu nu știu cum să măsoară audiența la acest podcast. Știu în general cum să măsoară audiența, dar punctual la ceea ce facem noi în fiecare seară de luni până joi aici, pot să vă spun cum măsor eu. Și astăzi pot să vă spun mai mult ca niciodată cum măsoară audiența, pentru că am să vă spun așa, ea se măsoară în felul următor. Se scoală un om la ora 6 de dimineață, de la o distanță de 580 de kilometri, dintr-o localitate care se numește Hășmaș, deci din partea de vest a țării, în nordul județului Arad, își ia jumătatea la volan, care o plantează în aeroportul de la Oradea, o urcă în avion și la ora 11:50 sosește în București și este preluată de persoana care vă vorbește. Vine pentru 48 de minute, pentru aceste 48 de minute care au început acum. Din punctul meu de vedere, eu cred că audiența asta nu poate fi măsurată. Și pentru că în fiecare seară se întâmplă lucruri senzaționale, cu oameni care își lasă odihna și căldura cuibului lor și vin în noapte aici ca să stea de vorbă cu voi în direct într-un podcast, atunci înseamnă că ceea ce urmează are audiență. Și ceea ce urmează poartă un nume simplu și micuț. Iată-l! Am să-mi ascult inima. N-am să-mi ascult, că dacă îmi pun asta în ureche, nu mai aud regia. Nu. Am să-mi scot stetoscopul cu care încerc să iau cumva parametrii de sănătate ai unei vieți trepidante în care oamenii fac orice ca să se adune aproape și să-și spună poveștile de care voi aveți nevoie. Și pentru că o astfel de poveste trebuie să înceapă acum, vă spun așa. De 3-4 ori mi-a spus, avionul aterizează la ora 10:50. De 3 sau 4 ori mi-a spus. Astăzi la ora 10:50 tocmai terminasem de scris o invitație pentru invitatul care va veni de ziua națională. Sigur că n-am să vă spun cine este. Și văd pe telefon. Am aterizat. Eram în pijama. N-am știut, în viața mea n-am plecat mai repede din casă cum am plecat astăzi. I-am zis, te rog, așteaptă-mă, te rog din suflet, așteaptă-mă, nu pleca. Stai liniștită, zice, eu citesc, am ce să fac. Am venit, nu te grăbi. Și a venit omul de la Oradea și l-am rugat să mă aștepte, să o aștept. Este o persoană extraordinară și îi spun bună dimineața în această ediție unei artiste a condeiului, dar și a stetoscopului, dar și a tensiometrului, dar și a întâmplărilor de zi cu zi. Bine ai venit și îți mulțumesc foarte mult că ai făcut acest efort, Otilia Țigănaș. Bine v-am găsit, bine te-am găsit și bună dimineața tuturor. Mă gândeam în timp ce prezentai, zic, mă, fata a pariat pe mârțoagă că ajunge prima la potou, știi? Adică, ce? Medicul de familie în România, acum. Cea mai proastă variantă posibilă. Să facem o emisie simpatică, caldă, plăcută, empatică. E prea asta cea mai antipatizată la această oră, știi? Ai mers pe carte mare, cum să spun. Uite, hai să riscăm și să întoarcem clepsidra, risc până la capăt și mai risc să fac ceva în această seară, din când în când se întâmplă. Am rugămintea la voi să nu sunați astăzi.
Nu pentru că am discutat lucruri care să fie secrete între noi de față cu voi, ci pentru că atât de mult are de povestit invitata mea, pe care mulți o cunoașteți, mulți o urmăriți pe paginile de socializare, pentru că scrie foarte frumos, pentru că este activă pe online, pentru că are un blog, pentru că este un medic care empatizează și care știe să prezinte cu savoare lucrurile pe care le întâlnește în viața ei de zi cu zi de medic de țară, încât aș vrea să-i lăsăm timpul ăsta scurt pentru care a făcut un asemenea efort să fie al ei și al poveștii ei. Deci, mă grăbesc și întreb, Odilia Țigănaș, cine Dumnezeu ești? Sunt Odilia Țigănaș, după cum bine ai constatat. Am 58 de ani, sunt medic de familie, medic primar, medicină de familie. Insist să amintesc că aceasta este o specialitate, nu un rateu. Sunt și scriitor și fost scurt jurnalist, am lucrat și în presa scrisă arădeană. Un an jumătate și jumătate am întrerupt medicina ca să lucrez în presă. Sunt mamă, partener de viață, prieten. Și fică de medic veterinar ca și mine. Fică de medic veterinar și de inginer zootehnist, mama, dascăl. Sunt orășancă de la strămoșii getodaci încoace, de la bunicii, bunicilor mei, părinții mei și toți patru bunicii refugiați din Basarabia, în România. Și în acest context ajung să lucrez la Hășmaș, îmi fac viața acolo, Hășmașul fiind o comună a județului Arad, în urmă cu 25 de ani, 27 de ani. Și de la oraș mă mut la țară, montez la țară, mă fixez la țară și devin țărancă cu acte în regulă. Adică te-ai plantat acolo? M-am plantat acolo. Între mine și sat s-a creat în timp o relație, vorba fetelor, o relație între mine și sat. Am început să ne iubim, cel puțin eu pe sat categoric, că și satul pe mine. Satul este o structură impersonală. Dacă știi să o iei ca atare, așa cum impersonal sunt cei care ne privesc acum. E un beculeț, dar în spate eu nu știu exact cine stă. Dacă privești așa, satul poate fi un foarte bun partener de viață. Vreau să spun cu asta că anii de ședere în Hășmaș, de trai, eu am locuit acolo din prima zi. Eu n-am făcut naveta. M-am mutat, m-am fixat și am stat zi de zi, am locuit în sat. Te-ai exilat acolo? Nu-i bine spus exilat. Te-ai adăpostit? Nici măcar. Te-ai împământenit? Am decis să. Primii mei ani de Hășmaș, am și locuit acolo singură, consortul meu și băiatul, fiul Andrei, la Arad, ca să fac Andrei școală. Ne vedeam în weekenduri. De vineri veneau ei la Hășmaș la mine sau mergeam eu la Arad să ne vedem. Deci, am stat multă vreme, am locuit acolo singură. Aveai o casă la dispensar sau cum era? Da, dispensarul avea în spate locuința medicului de familie, medicului la acea oră, o clădire pe care o construiseră țăranii prin muncă patriotică. Doar o veni un doctor care, și s-o așeza care va să vie. Pe care motiv, în momentul în care s-a pus problema, s-a și legiferat cumpărarea de către medici a spațiilor și am tentat, mi-am depus și eu cererea, am simțit că e un pas prost să cumpăr ceva ce nu e al meu. Și atunci când o fi să fie, să plec de acolo, eu știu, să predau praxisul, n-am să fac și o afacere imobiliară, ci predau, eu știu, business-ul, cum s-ar spune. Simțeam că nu e ok să cumpăr ceva pentru care acești săteni, vineri, sâmbătă, duminți, au făcut muncă patriotică, au clădit cu mânuța lor acea clădire. Este structurată pentru mine foarte plăcut și comod, adică înspre șosea, în față, este locuința medicului, cabinetul, și în spate locuința. Cu curte, cu acareturi, pe care în timp am dotat-o, am pus-o la punct, la standarde europene, cum s-ar spune. Deci, și acolo stai? Acolo stau. Numai că acum i-ai adus și pe ai tăi, adică, mă rog, ți-ai adus și jumătatea acolo. Da, de mult, de mult. După ce a plecat Andrei la facultate. A fost de luat o decizie, după când Andrei a plecat la facultate la Cluj, ce facem? Vii tu la Hășmaș, vin eu la Arad, mergem împreună într-o altă parte și a fost așa o mică ezitare de a alege atunci. Nu investiserăm încă în clădirea Hășmașului. Și una dintre
unul dintre momentele care m-a determinat să rămân acolo a fost o... Uite, hai că intru pe o poveste interesantă. Un accident de mașină, nu știi despre asta nimic, probabil. Nu cred că știe nimeni, prea, că nu cred că povestit. N-am prea scris despre asta. Fiind eu la Hășmaș acolo, tot versiunea încă singură, am suferit un accident de mașină. Eram lângă șofer, poziția din față, făcusem stopul, cum s-ar spune, și șoferul a intrat cu mașina într-o vacă la șosea. Vaca, parbriz, la mine în cap și am făcut așa zisul hematom extradural. Bânătaie pe creier, dar cel impact. Acest ceva a presupus internarea în urgență la Timișoara, operație pe creier, tot ce a derivat de acolo. Adică am fost la un pas de moarte, de fapt. Dar asta n-ar fi nimic. Revin din operație, post-operator, și eram cu mintea limpede, știam ce mi se întâmplă, mă trezesc paralizată, hemipareză stângă. Și știam, mi-aminteam ce înseamnă să fii paralizat. Și de clinic cunoșteai tot? Tot. Și am început prin muncă, efort, să recuperez, am recuperat la total aproape. Și încă un element interesant, dar înainte de elementul interesant, vreau să spun că și ăsta a fost un motiv pentru care am rămas acolo, sentimentul că Dumnezeu m-a ținut în viață cu un scop, că mai am ceva de făcut acolo, nu mai puteam să mă rup. Știind că revin, după ce am fost la un pas, o secundă de moarte, eu revin în Hășmaș. Adică era locul tău de renaștere. A doua naștere a fost acolo. A doua naștere a fost acolo. Partea mai interesantă a poveștii, pe lângă accidentul însuși și decizia mea care a depins și de el, este că cea care mă vedeți acum și mulți mă cunosc din cei care ne privesc de pe partea mea de Facebook, să spun, după accident, traumatismul ăsta a declanșat în mine o timiditate patologică. O timiditate soră cu moartea. Ai fost timidă până atunci? Deloc. Eram vorbăreața clasei, cea care ieșea în față, spunea, eram copilul care, dacă nu era invitat să spună poezii când au musafir, plângeam. Voiam să fiu în față, să pe scenă. Da. Și după traumatism, refac motor corpul și simt în mine o timiditate soră cu moarte. Așa. M-am dat seama atunci că te poți naște așa sau așa. Și cât e de greu ca tu să te naști timid. Mă sufocam de emoție. Am pus să exersez, să-mi antrenez revenirea, spunându-mi, Otilia, tu nu te-ai născut așa. Păi, adă-ți aminte cum ai fost tu înainte, iar eu, timidă. Și am început să întreb pe stradă oameni, trecători străini, să-mi fac curaj să-i întreb cât e ceasul. Se aduna curajul în mine și, bună ziua, nu vă supărați, cât e ceasul? Și acest ceva, repetat, m-a făcut să pot cu mai mare ușurință să întreb cât e ceasul. Adică ai lucrat cu tine cu mine asupra ta. Însă, mai rău și mai greu decât cu partea motorie. Mult mai greu. Să lucrez cu creierul, cu timiditatea, cu stări vegetative profunde, interioare, pe care știam că nu le avusem înainte. Puteam vorbi unei săl pline fără să am emoții. Cât a durat această... Mult, vreo 2 ani. Vreo 2 ani, iar, hai să spun așa, ruptul cozii pisicii a fost când, neștiind ce în mine, colegii care mă cunoșteau dinainte ca vorbăreață, vorbitoare, ieșitoare pe sticlă, îmi dau un telefon să mă întrebe dacă aș fi dispus să intru în direct, într-un debate cu PDG, președinte, director general al Casei de Asigurări Arat, dr. Domșa, să dialogăm. Un partener de dialog redutabil, adică, cum să spun, trebuia să fii foarte pregătit să... Să-i faci față. Un sănătos. Da. Ar fi ieșit greu. Și zic, nu mă duc și mă mai gândesc puțin, revin cu telefonul. El nici nu știe directorul de acest moment. Și îmi spun, dacă reușesc să o fac pe asta acum, eu scap de belea. Dacă nu, am să rămân cu handicapul ăsta pe veci. Sun, intru, gata. Îmi amintesc și acum ceva ce azi n-am mai avut. Acele 3, 2, 1 și mă sufocam. Venea să fug, să mă ridic, să fug de acolo. Până ce am intrat în emisie, emisia a fost foarte faină, până la urmă, colegii, felicitări, ce bine ai vorbit, Otilia, dar a fost o luptă cu mine însă. Și ai simțit atunci că asta s-a rămas în spate. Da, și că a trecut, da. Deci, este incredibil cum întâmplările vieții noastre ne mută practic din centrul de interes pe care credeam noi că îl proiectăm și că suntem liberi să-l facem, să-l alegem, către de fapt ceea ce este destinat sau este ales pentru noi.
Deci satul ăsta a devenit, în afară de partenerul tău de viață, vatra ta de renaștere pe care ai găsit cu cale să nu mai părăsești niciodată. Sau cel puțin nu în timpul activității profesionale pe care o mai ai de desfășurat. Spune-ne, te rog frumos, dincolo de caracterul bucolic, emoționant, plin de glume, pe care l-am văzut în filmele pe care le privim cu plăcere, probabil că și tu le vezi, Toamna bobocilor, Iarna bobocilor, mersul la vișoara al studenților care de pe băncile facultății se duc și sunt întrupați, întruchipați de mari nume, de Emil Hosu, de Dumitru Furdui, de nu mai știu, și Catrindea toată Dumitrescu. Povestea aceea, poftim? Catrindea Dumitrescu. Catrinel Dumitrescu, draga Oltean, Doamne, deci nume de nume. Ce poate să ne spună doctorul de la țară despre realitatea nebucolică a lumii de la sat? Întrebarea ta este foarte largă, știi, ca îndemnul unui copil, spre un copil, fii cu minte, e foarte mult de spus. Ca spune ce vrei tu. Ca să mă pot poziționa mai bine în schemă, hai să stabilesc niște etape ale șederii mele acolo. Prima etapă a fi fost bugetar, salariat. Statul plătea, îmi dădea salariu, mie, asistentei, eu știu, vizitiul ce mi-era pe acolo. Trecerea în 2006 la reforma sanitară, când eu devin de pe azi pe mâine nu artist, nu jurnalist, nu medic, ci antreprenor, patron. Și sunt nevoită, fără să fiu pregătită pentru asta, să-mi fac un mic business. Adică se privatizează medicina primară cu mine în frunte și eu capăt niște bani, un buget, niște bani pe care să-i gestionez, astfel încât să dau salarii, dar către stat, să investesc, să mă achit facturile, fiindcă, da, sunt antreprenor, dar nu ca spitalul județean, dacă nu mă achit curentul, mă ajută bugetul. Mi-l taie. Adică am de dat salarii. Ca tine sunt mii și mii de medici în toată țara. Da, tu ești prototipul a ceea ce s-a întâmplat în 2006. Ne referim acum la medicii de familie. Da. Eu pe ăștia știu. De restul, da, dar și ei sunt nu mii. Știu. Au fost 11.000, mai sunt 9.000. Mii, în scurt deci timp iată. Să fie 7.000 și tot mai jos. Nu-i prietenoasă această Facultatea specializare. Facultatea de medicină nu te-a pregătit să devii consopist, nu te-a pregătit să devii scrib, nu te-a pregătit să devii... Nu. Nimic din astea toate. Până la consopii și scrii mai avem. Suntem încă la faza de început de reformă în care devin, cum spun, antreprenor. Dar și pe asta o conduc la o altă vamă a șederii mele acolo, înainte și după pandemie. Pentru că și despre asta vom vorbi. Ei, devin antreprenorul care este. Încerc să-mi dezvolt activitatea așa cum mi-ar plăcea poate și actualului ministru al sănătății, că vorbea despre asta. Adică, încep să aduc în sat specialiști, inventez o treabă, o poveste. Ea nu era pusă pe roate. Nici nu tare aveam o lege pentru asta. Să profit de faptul că pot alcătui o listă de pacienți, unui specialist, să-l convinc să vină în sat. Și să-i pregătesc lista de pacienți în sistem privat. Deci să beneficieze de consultații prin intermediul cabinetului acasă, tău. În care am mers în sistem privat, în care săteanul plătește până la urmă drumul până la Arad. Și un picuț din nervi aferenți. Atât. Asta a însemnat ceea ce am și făcut, nu în Hășmaș, unde este cabinetul meu în contract cu casa, unde am și locuiesc și... Nu, la 6 km lângă. Am vrut să mă rup de contractul cu casa, să fie privat. SRL, tot ce am început, mi-am autorizat sanitar, tot ca la carte, încât să-mi pot permite să fac această muncă în mare măsură privată, încât să dezvolt afacerea și să plătesc la această oră, plătesc 7 salarii. Am 5 asistente plătesc. La un număr de asigurați? De 1.000 și un pic. Sunt mulți sau sunt puțini? Sunt foarte puțini. Adică minimul admis este 800, îți poți imagina. Și atunci am dezvoltat... Dar ăștia sunt oamenii de acolo, deci practic ăștia sunt... Toată comuna este asigurată la tine, da? Dumnezeule! Adică... Cea mai mare parte, acum sigur că sunt 2, 3, 4 dușmani care m-au părăsit pe veci sau peste tot, nu există unanimitate în asta.
Nu? Nu știu, mai sunt câțiva care sunt la alt medic înscriși, dar nu, sunt nesemnificativi. Comuna este întinsă în suprafață 6 sate și cu puțini oameni. Și acei puțini oameni sunt oameni în vârstă, cu multe boli cronice, greu de gestionat. Adică eu am început să-mi cunosc parohia de la începutul, când am ajuns acolo, bucată cu bucată. Dă-ți seama că în primii ani când eu locuiam acolo, eu nu aveam altceva de făcut decât medicină. Citeam, scriam, e adevărat, dar nici să fi vrut, nu aveam altceva de făcut. Am început să-mi cunosc parohia, fiecare pacient în parte, să-i știu din spate, mersul cunoșteam, știam CNP-ul, fără să-mi spună. Dar acest ceva a fost o conjunctură, o întâmplare, că am putut să ofer satului Hășmaș, comunei Hășmaș, acest tip de servicii. N-a fost nici obligație, nici obligație contractuală, nici nimic. Oamenii apreciază? Au văzut ce faci pentru ei? Da, cred că da. Da. Sunt ferm convinsă că da. Ferm convinsă sunt. Se întorceau, știi, un raport bilateral, ca în iubirea bărbat-femeie, sau mă rog, om-om. Să ca fim, în orice relație, deci interumană. Să fim așa, politically correct. E bilaterală. Oferi și se răspunde. Îți dau exemple așa înduioșătoare. Știi, veneam seara, ne întorceam din concediu cu Eugen, cu mașina trasă în fața casei, cioc în... aveți mâncare caldă, că acum am v-ați întors. Sau, eu știu, vecinul peste gardă îți dă roșii. Sau, e povestea aia care e de omenie bilaterală. Asta nu, te emoționează, nu are poți... cum să nu te emoționeze. Absolut. Așa ceva la încep oraș, să iubești. Nu știu dacă întâlnești. Nu știu. Încep să iubești. Încep să te implici emoțional. Încep să faci din ce în ce mai mult peste ceea ce-ți impune contractul cu casa de asigurări. Nu se poate plăti ziua, noaptea, duminica, emoția, empatia. Iubirea nu se poate plăti. Iubirea. Încep să suferi pentru ei și să le simți suferința. Să le simți suferința. Încep să te naturalizezi. De unde, cu ani în urmă, cum spun, fiind orășancă de la, din totdeauna, cu ani în urmă, nu sesizam, remarcam, observam o țărancă în vârstă la oraș, treceam pe lângă ea. În momentul acum când undeva la oraș cineva ofensează sau se poartă urât sau nu, sar să apăr, știi? Ca mama pe puiul. Deci acest ceva se creează, se formează în timp. Cu inerentele, mici conflicte, mici despărțiri pe veci, eu știu, încet, încet ele se așează. Dacă ești răbdător, tenace, dacă o faci asta zi de zi, undeva se întoarce. Și profesional vorbind, fiindcă, repet, au fost ani în care nu făceam altceva decât să mă ocup de acești oameni, de a lor sănătate. Te-au transformat și în confesor? Veneau la tine să-ți spună povești de suflet? Să-ți ceară sfaturi? Am să răspund, da. Dar până acolo, câteva momente de maximă recunoaștere profesională, când, peste ani, 10-15 ani de ședere acolo, veneau de la oraș, de la spital, oamenii, să mă întrebe dacă e bine ce e pe hârtie, să le explic ce scrie acolo și să mă întrebe, bun și bun tratamentul ăla să-l iau. Adică medicul specialist le recomandase ceva și veneau la tine, da, să le dai girul. Da, da. Deci asta era o fantastică recunoaștere profesională. Fusesem și câteva succese concrete de diagnostice mai speciale care au fost inițial contestate la oraș, dar eu eram acolo bot în bot cu pacientul, vedeam criza, știi? Și, bun, ajung la întrebarea ta apropo de consiliere și asta e poveste de poveste. Dar până acolo, uite ce am făcut, ajuns la Hășmaș, puștoaică începătoare, știind că stau acolo. Întâi și întâi mi-am făcut sistemul meu, care încă nici nu era ca cel de azi. Am făcut cu mașinuța cu Dacia galbenă sau cu autobusul vizite la Ineu, orășel apropiat mie, la policlinică. Din ușă în ușă am bătut la uși să cunosc specialiștii, să văd ce orar au, cum îi cheamă, să mă prezint. N-am lăsat-o impersonal. Trimiterea, du-te la ortoped. I-am cunoscut, mi-am făcut propria rețea. Mi-ai spus ce vrei de la ei? Da. Să colaborăm, uitați telefonul meu. Dacă e nevoie, vă rog să mă sunați. Și am început să îi sun eu pe ei, să întreb de pacient. Mi-am făcut propria rețea. În timp, până în zi de azi, e făcută a mea total. Nu că... Luminița,
Nu că aș trimite pacientul țintit către cineva, dar îl trimit la sigur. Eu nu fac o trimitere, du-te și plimbă-te. Fiindcă pleacă de la Hășmaș, de la 85 de km de Arad. Nu-l trimit în Neand, ci la Cutare, știu orarul, știu ce acte trebuie duse acolo, știu în cât timp poate să ajungă, dacă apucă să-și facă și analiza Cutare, trimit pe mail analizele, adică îi fac umblătura în rețea prietenoasă. Nu odată a fost nevoie de la Arad, din UPU, din urgențe, mă sunau pacienți plângând, faceți ceva, interveniți pentru mine. Era trafic de influență ce făceam, nu? Telefoane, prietenii pe care aveam deja, cunoștințele, să intervin, să le ia pe al meu, să-l bage în față, să se uite cineva la el. Adică era... Dădeam un geam roțile acestui sistem prost, străin, impersonal. Care este sistemul de sănătate din România. Da. Și care este a fost, în continuare. Este și va fi... Și la modul generic, asta este. Ceea ce eu spun acum nu are nicio legătură cu actuale evenimente politice. Nici ieri, alalt, nici. Nu, este e discuția. Asta are este vechime. Incursivitatea istoriei contemporane. Absolut. Și nu știu dacă voi mai fi eu atunci când se va schimba ceva în sănătatea românească. Poate urmașii își vor aminti de mine. Nici nu mai pot schimba din mers. Să mai cărpocești pe acolo ceva. În lege n-ai cum. Dacă totul ras, ars și rescris contractul. Nu văd niciun fel de șansă ca noi cârpocind să mai facem ceva bun. Nu. Cine te-a învățat să faci lucrurile astea? Să te duci din ușă în ușă, să bați? Cine ți-a spus? Cum a fost? Bunul simț. Bunul simț. E un lucru permis. Oricine ar putea să-l facă. Da. E chiar simțeam, de bun simț să faci asta. Simțeam că e nevoie de asta. Să știi că unul dintre motive a fost chiar meschin, să-l numesc. Eram începătoare. Să nu risc ca ăia să bată câmpii, pe ce odată asta te putea ucide. Să-mi fac intrarea aia de, cum să spun... Să ai chip pentru să ei. Să am chip pentru ei. Știam că odată ce ți-a bătut la ușă, ne cunoaștem, sunt Țigănaș și Popescu, nu o să mai facă treaba aia, știi? După aceea a început și specialiștii pe care îi cunoscuse să-și dea seama că le este lor mai simplu să coopereze cu mine. Eu îmi trimit și acum pacientul cu fișa în mână. Ce ai făcut? Toată fișa, ce ai constatat? Eu pun în pungă, să vadă colegul meu de la oraș, să vadă ce-i cu el. Știi? Ce s-a întâmplat în ultima perioadă? Pentru că ai spus că se împarte cumva înainte și așa. După potop. Așa. Hai să revenim înainte de partea a treia, la întrebarea ta precedentă. Vezi că închid parantezele întotdeauna. M-ai întrebat dacă îmi cereau sfaturi sau eram și... Dacă veneau la tine mult, și îți plângeau pe umeri. Mult, mult, mult. De tot, foarte mult în acea perioadă, repet, când și eram singură. Că greu întrunești aceste toate condiții să fie ea singură acolo, să aibă chef să o facă, să nu naveteze, că de obicei apar, eu știu, copii de crescut, nepoți de crescut, știi? Partea familială contează foarte mult. Da, cunoscusem pe case, familii, protagoniști, știam, simțeam ce vrea de la mine acel om. De pildă, el a înșelat-o pe ea, știam. El mă chema la ea acasă, era pe spate, ca să vadă el cât e ea de bolnavă, fiindcă ea aflasă că el a înșelat-o. De eu știam toată această poveste și ajungeam acolo caz și știam ce vrea de la mine. Să-i spun, ai grijă de ea, că o mor dacă bla bla bla. Și asta era un de psihologie. De psihologie făceam să... Știi ce făceam? Să leg oamenii. Pacienta, nu pot numi pacientă, femeia, îmi spunea, troacă de porci pe soț, care bea, care așa, 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 așa. Și aveam undeva într-un canalicul ascuns, după ureche, intuitiv, că ea, de fapt, nu vrea să-l facem împreună troacă de porci. Ea așteaptă de la mine motive să mai stea cu el. Și începeam. Totuși, tată bun la copii, da, e foarte bun. Și simțeam clar de tot, cum în clipa în care eu încerc să-l mai salvez, ea asta vrea. Ea nu vrea să plece. Era un joc. Da, nu, e un fel de a relaționa, e aproape ca într-un film, care are de toate. Da, a avut toate ingredientele.
și pe mine pus acolo. Și scriam deja, știi, am mai lucrat și în presă, adică, da, a fost și este o poveste. Și acum, hai să... Să ne uităm la Clepsidra, pentru că ea măsoară 30 de minute și vreau să-mi spui cât mai lungă poveste. Ok. Să revin la ultima etapă, cea care m-a și armat, m-a întristat, m-a speriat și care poate și motivul pentru care am acceptat invitația ta și să vin pentru mine însă, să mă regândesc, să mă reconstruiesc pe mine însă, este această nenorocită de pandemie care a intrat și la mine în sat. A început, o simțeam în rândul cășii, se spunea, cum intră, din casă în casă. Era momentul în care orice mică răceală în hășmaș, atunci era COVID, că ăla circula. Era... Și atunci am avut sentimentul fizic, cum toți cei 25 de ani ai mei precedenți se dărâmă odată cu COVID-ul și în care n-am mai contat nimic din ce făcusem, nimic din ce am oferit, nu unilateral, dar am oferit și totul s-a dărâmat în favoarea a ce povestea presa despre spitale, COVID, netul, liste de medicație, perfuzii cu foaie verde, adică toată ființa mea trăită acolo, era proiectul meu, în fond ăsta era viața mea acolo, toată această viață s-a năruit cu COVID-ul. Cum e posibil? Nu știu, că de asta mă aflu aici. Să mai uit, să mai fac un drum cu avionul, mă mai gândesc la mine însă. Păi nu, hai să vorbim despre asta, că dacă glăsuim, dacă dăm glas acestei întrebări, poate ne răspundem împreună. Hai să vedem împreună ce înseamnă, de fapt, dincolo de universul satului tău. Uită-te la satul ăsta mare care este România. Uită-te la satul ăsta imens care este planeta. Uită-te ce se întâmplă cu oamenii în general. Uită-te la cei pe care îi stimezi, pe care îi crezi deștepți. Îi crezi deștepți, deci crezi cu adevărat, nu că îi crezi și ei nu sunt. Știi că ei sunt deștepți, sufletul tău spune că sunt deștepți. Și dintr-o dată sunt reacții la oameni în care tu nu te mai regăsești. Nu știu dacă ei nu mai sunt ok, dar nu mai simți tu că este ok în relația cu tine, omul respectiv. Pentru mine a fost un șoc. Adică ce mi s-a întâmplat concret? Vizualizez. Toți acești ani în care am construit ceea ce am construit la Hășmaș și pe lângă, au fost ajutați și de refuzul meu categoric de a bârfi, poate e vulgar, nu bârfă, de a vorbi. N-am vorbit nimic. De a purta vorba. Deloc. N-am purtat-o, n-am acceptat, să mi se spună. Am impus personalului, eram doar femeie, nu vreau să știu, nu vreau să mi se spună ce a spus cu tare în crâșmă beată, nu vreau să știu că este un balast informațional, n-am nevoie de asta. O vampirizare energetică. Mai departe, la faptul și până zi de azi, eu nu discut cu asistentă despre o treia absentă, niciodată. Fiindcă nu e ok, nu e bine. Avem ceva să ne spunem și așa ne-am educat împreună. Am construit un soi de zid cu restul satului, dar rezultatele profesionale erau bune. Îmi făceam treaba foarte bine. Odată cu COVID-ul, presupuneam, am fost convinsă, că zoaie subterane curg, fiindcă n-ai cum să scapi de ele. Alea sunt valabile și la oraș, poate și în această instituție, dacă o căutăm atent, poate în spitalul județean, clinic, nu știu care, și fără foarte multă atenție. Oriunde sunt oameni, Otilia. Dar eu n-am vrut să știu. Odată cu COVID-ul, acest ceva a țâșnit spre mine. Mi-a venit pe SMS, mi-a venit înjurând la poartă, la ușă, la geam, la telefon, adică zoaiele au răbufnit, au irumpt peste mine. Ce revendicau de la tine? Oamenii ăștia pe care i-ai ajutat? Nu știu, unii înjurau pur și simplu. Că nu să merg să pun perfuzii, că de fapt din lutata noi am făcut, dacă trebuia făcut, era o aberație. Erau aberații. Adică dintr-o dată nu mai erai omul bun, exact, în slujba comunității. Exact, exact. Și eram rău și simțeam în mine, mai ales atunci când a trecut peste sat COVID-ul. Am și stat vreo 10 zile locul întâi pe Arad la număr de infectări. Simțeam că acest COVID, orice aș face, e prost. Dacă îl țin acasă, de ce îl țin acasă? Dacă nu îl țin acasă, de ce nu îl țin acasă? Dacă răspund, deja am răspuns. Dacă nu răspund, de ce n-am răspuns?
Și mai irumpea ceva odată cu acest COVID care a speriat lumea, a învrăjbit-o, a nenorocit-o psihologic pe lume. Încă ceva. Ceva ce șederea mea lungă la Hășmaș, acea poveste frumoasă pe care dezvoltaseră, nu a stabilit clar regulile contractuale. Adică noi făceam, noi toți, totul tuturor, nu e ok. Adică m-am implicat emoțional peste că trebuia să o fac și n-am stabilit clar serviciile. N-am spus de fiecare dată, Nană, fac asta, dar fii atent, asta nu-i pe bani, nu sunt plătită, să știi că din partea mea mi se părea de, nu știu cum să spun, adică jegosă, mai ales că nu voiam să fiu plătită. Făceam peste și în clipa în care n-am mai oferit, venind COVID-ul, lumea s-a mirat că nu mai sunt cea de ieri. Ori eu nu mai puteam să fiu cea de ieri, să umblu din casă în casă, să pun perfuzii, să eu știu ce să fac pe acolo. Era momentul unei pandemii care a dărâmat o planetă, nu un hășmaș. S-a oprit lucrul ăsta? Clăpsterea noastră îmi vine să o întorc din nou și o să o întorc, că nu mă oprește nimeni. Știu că nu o să mai bătim să curgă, dar prefer să o văd curgând ca să pot să am povestea asta foarte prezentă, coerent, în suflet. Dacă s-a oprit, da, s-a oprit. Odată cu trecerea lui COVID-ul peste sat, s-a oprit. Lumea, unii au supraviețuit, alții nu, și lumea încet încet s-a repus și a revenit la mine ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat rău. Adică a fost ca amnezie. Așa ceva. Au revenit senin. Deci au venit purtându-se normal, ca și când ca nu s-ar fi purtat rău niciodată. Absolut. Iar asta se bătea cap în cap cu experiența mea de, nu atât de viață, cât familială. Dacă, Doamne fer, din când în când mă certam în familie, avea loc o discuție explicativă după aceea. Nu ne făceam că plouă sau, da, știi, da, da, ai o vreme de a fi bosunflat, după care apărea o explicație. Și eu ar trebui acum să zic că, bun, voi toți care m-ați înjurat, m-ați făcut roacă de porci, ați fost nedrepți cu mine, m-ați călcat în picioare, să mă fac uit toată treaba asta și să fiu cea care a fost înainte. Și mi-am dat seama, da, pot să fiu, să redevin. Poți pentru că vrei. Cea care am fost înainte, dar ca într-un cuplu, ea și el, unde după o căsnicie de 15 ani, el o înșală. Și zici, mă, avem copil împreună și am făcut casa împreună și hai să nu te las pentru asta, dar niciodată tu nu mai poți fi cea care a fost. Ce, asta nu este o treabă pe care o dă un virus. Tot ce povestim noi acum nu are legătură cu virusul, care este un virus. Este ceva imaterial, mă rog, imaterial, cum să zic, microscopic, ceva. Chestia aia. Chestia SARS-CoV-2. Aia, exact. Atitudinea noastră nu este asta, nu este virusul. Este ceea ce virusul aduce la pachet ca fenomen social. Uită-te ce se întâmplă în presă. Unde ți-a fost presa de ajutor? Cea mai mare parte a aberației aduse în Hășmaș a fost a presei. Prin presă a venit. Prin televizor. Cu ce suntem vinovați? Nu mă extrag. Eu sunt presa. Așa cum veneau de la oraș la mine să mă întrebe dacă e bine ce li s-a spus acolo la spital, normal că oricât aș fi stat eu acolo, orice diagnostic isteț, orice chestie grozavă aș fi făcut-o, când apar la televizor oameni de știri, poate și doctorul meu, și bat câmpii și îți spun că e albă, tu crezi că e albă. N-ai acea putere de discernământ. Uite, vreau să întreb, printre toți oamenii aceia simpli și care au reacționat așa, in corpore, au existat și excepții? Au fost și oameni care și-au păstrat față de tine relația normală? E important să știu. Au fost excepții? Da, bineînțeles. Excepții au fost ăștia. Stai puțin. Excepții au fost ăia răi. Nu. Cum să nu? Grosul a fost în regulă. Dar cei câțiva răi m-au debusolat. Mă simt ca și pălmuită. M-au speriat. Da, grosul a fost ok. Nu. În nucleul acela mic în care tu ești, te miști și faci parte din ceea ce s-a numit întotdeauna intelectualitatea satului,
Tu de acolo ai venit azi dimineață? Tu de acolo ai plecat azi dimineață? Adică ieri dimineață, că suntem deja mâine, și tu astăzi, diseară, acolo te vei întoarce. Cu sentimentul că locul tău oricum e acolo. Categoric. Nu negi dar nimic nu din ce ți s-a întâmplat. Acolo este locul meu, cum să nu? Iar grosul a fost bun. Ce rămâne după tot acest cataclism în viața noastră? În viața a mea. A ta. Îți pot spune. A noastră n-am habar. A ta. N-am habar. În viața mea, o încercare de a mă implica mai puțin emoțional, de a clarifica termenii contractuali. Orar de la până la, bifă, 1, 2, 3, 4, a lucra ceea ce sunt obligată să lucrez prin contract cu casa de asigurări. Atât. Îți dai seama că ceea ce spui tu acum este lucru acela sfâșietor în care după ce ai pus pe masă tot, cei cărora le-ai oferit n-au fost mulțumiți, n-au fost recunoscători, nu în sensul de recunoștință mercantil și material, ci în sensul emoțional. În sensul emoțional și, dacă vrei, creștin, să spun, și dintr-o dată ești obligat să ții măsuri de precauție. Pentru că suferința e mare, pentru că decepția doare și pentru că tu trebuie să te protejezi. Fiindcă mâine, asta, dacă mai vine un alt COVID, absolut, tu vei păți la fel. Mă termină, da. Și aici nu vorbim despre tine. Nu-i așa? Nu numai despre tine vorbim. Eu mă refer acum la doctorii de familie, cei pe care eu îi cunosc, la medici, deocamdată, știi? Apropo de marile schimbări în mine, la mine, ca medic, pe lângă șocul ăsta, când spun șoc, este șoc emoțional. E la fel ca și ce ai simțit după accident, da, când da, ai da, rămas da, cu timiditate. Da, da, da. Nu m-am așteptat ca după 25 de ani de ședere a mea spacea formă în hășmaș să fiu înjurată pe stradă, la telefon, SMS-uri acuzatoare. Nu mă așteptam, m-a șocat. Bun, sar peste asta. Am vrut să spun ceva și ceva important era de spus. Așa, da. Apropo de abilitățile mele clinice, de răbdarea de a face anamneza, de a sta cu pacientul, de a-l bibili, de a pune mâna pe el, s-au mai stins și astea încet, încet, toată cu aparatura, cu casa de asigurări, cu bifele. Învăț o altă lecție nouă, nu doar eu, toți colegii mei. Suspiciunea că pacientul te minte. Până atunci, până la pandemie, era evident că vine să-ți spună ce bai are. Și se derulează un dialog. Întrebare, răspuns, conduci în felul tău dialogul. Odată cu pandemia, o nouă regulă. El, de fapt, minte. Prin minciună, semnând. Face tot posibilul să ajungă la tine, știind că nu-i ok cu ceva. Asta un exemplu concret. Ăsta și-a apărut pe Facebook la mine, e real. Pacientul care cere consultație, că are la unghia de la picior o ciupercă. Se așează pe canapea, mă ridic, să văd unghia. El, deasupra mea, îmi șoptește. No, bine, nici n-am eu așa tare gust și miros, da? Nu cred eu să fie de la COVID. Și mă trișează cu unghia, adică și intrăm într-o rețea de minciuni omniprezentă, nu așa un caz. Lumea minte, pacienții mei, mint de îngheață apele, mint la telefon, mint face-to-face, mint când întreb de ce vrei să vii. Fiindcă mă doare spatele și când ajung, mă doare, da, și el am avut eu puțină febră și am tușit așa, dar aia nu-i COVID. Și iar mă lupt cu o chestie aberantă. În care tu trebuie să jonglezi, să faci aloane printre da? Adevăruri. Nici măcar deja să mă feresc pe mine, eu sunt vaccinată toate turile posibile, ci ca să îl ajut în propria aberație. Am să-ți dau o veste proastă, mai sunt 2 minute, poți să crezi povestea noastră? Nu. Nu o crezi. Atât? Serios, așa vorbesc. Sunt 48 de minute, asta este povestea noastră. Și n-am spus nimic. Cum n-ai spus nimic? Din ce vreau să spun? Spune. Mai am de 6-7 ore. Pentru că puteam să stăm. Viața ta este o viață trăită foarte plenar și vreau să te rog să-mi spui, acum te rog eu să-mi spui, despre cartea pe care o scrii, pentru că dă
pe din afară, din prea plinul tău, din toate astea pe care mi le-ai spus mie și din multe pe care nu mi le-ai spus, scriitorul din tine, care are norocul să existe în paralel cu medicul, pregătește ceva, vorbește-mi despre asta. Un volum, hai să-i spun, un roman autobiografic, luat de când am născut, i-am dat titlul deja Pandemic Hotline. Nu aparține titlul, este al doamnei Eugenia Crani, care este corectoarea mea și titlurătoarea mea, i-am pune titlul. Și am început să scriu inițial ca terapie, să mă salvez. Scrisul îmi face bine. Și când m-am simțit copleșită și rău, plângeam, am început să scriu ca să scap de această încărcătură uriașă, care era la fel de gravă și de mare ca a unui novice cu febră, care la fel de speriat am fost și eu, ca în medica lui. În ce stadiu se află cartea ta? Pe la două, trei, poate și peste. Vreau să te rog frumos, nu știu ce se va întâmpla, pentru că vorbim despre acea chestie necontrolabilă care se ridică de la nivelul hășmașului și merge în toată partea. Deci se perpetuează. Dar dacă Dumnezeu va vrea ca această emisiune să existe, mi-aș dori mult de tot să vii și să arăți cartea și să mai spunem din poveștile tale. Și știi ce mi-aș dori? Mi-aș dori să-mi dai un telefon diseară, când vei ajunge acasă, și să-mi spui că ai aterizat ceva mai dumirită despre ceea ce se întâmplă. 40 de secunde îmi strigă. Îmi strigă în cască, deci nu vrei să ai cască, să știi cum curge timpul de nemilos. Eu mă uit la tine cum ridici sprânceana. Mulțumesc că ați stat cu mine. Mulțumim că ai venit pentru ce noi. Ce să mai spun mai mult? Mulțumim că ai venit pentru noi. Mulțumim că ești așa cum ești. Și să nu te schimbi. Pe tine să nu te schimbe COVID-ul. Te rog, promiți? Promit, sper. Te rog. Astăzi este Sfânta Ecaterina. Diseară, adică la noapte, adică peste 23 de ore, veți vedea cea mai tare Ecaterină pe care pot să o aduc în fața voastră. Să nu lipsiți. Noapte bună!